relații și pe social media. Și astfel înmulțindu-se și fiecare, cred că sute de oameni, știu despre club, grație insistenței Svetlanei, câteodată ne pare că prea insistă, dar face bine, pentru că noi nu totdeauna avem atâta voință și să le dedicăm promovării oamenilor care fac lucruri deosebite. Deci, e foarte pestrit clubul nostru, diferite reprezentanțe ai diferitelor domenii. Dar, toți i-am îndrăgit. Aștept cu nerăbdare să vină. Dar, Marta, eu totdeauna sunt băiestrie și nu totdeauna dovedesc să ajung la ședință. Vreau să vă zic că în acest răstimp eram printre primii, cred că nu primii, după cum erau mai fost, și, dar era o primăvară undeva, în martie, când am fost la club protagonista. S-au întâmplat mult. În acest răstimp m-am făcut specialistă în inovare. În acest răstimp am învățat 300 de bibliotecari, aș moderniza și inova activitatea. Și câte nu s-au întâmplat? Lucruri bune. Slavă Domnului, a fost sănătoasă. Și pentru că v-ați adunat aici, vă urez un an nou, sănătos, un Crăciun frumos, să aveți lumină și bucurii în casă, iar la casă, streașină de busuioc, să vă dea Dumnezeu noroc. Streașină de minte creață, să vă dea Dumnezeu lumină.